este magiatul nostru. Vasilov, tu ești Vasilov, da? Așa, bună seara, și profesorul tău? Eu. Da. Așa. Noi suntem echipa Surpriza Domiciliu și știm că ești un magiat azi, așa e? Așa, și cineva drag pentru tine ți-a trimis o surpriză. Am un tort. Iepurașul are o jucărie pentru tine, un Lego. Tăție cu cine tăție cu? Da. O șampanie. Vă mișcă dumneavoastră, da? Așa, pentru dumneavoastră un buchet de flori. Și cine este bunica ta? Bunica lui. A, la mine bunica. Aici avem un buchet de strătit bunică, bine? Iar fratele lui mai mare, ce ți iau un Lego, vin un pânăpa și mulțumesc mult. Cum o drag. Cum crede din partea cui surpriza lui? Cine a organizat? De-a lui Bunielu. Din partea lui Bunielu, așa, dar eu ți-a pregătit ție și un mesaj. Îmi dai voie să-l citesc? Da. Dragul nostru nepoțel, te felicit cu ocaziile de naștere și îți doresc succes, sănătate, noroc, inspirație, prosperitate și împlinirea tuturor dorințelor. Să fii înțelept, norocos și bun la inimă. Să urmezi visul cu încăpățânare, iar alături să fii mereu prietenii fideli și dragostea. Cu fiecare an care trece, devii tot mai deștept și mai bun. Fii mereu sănătos și încarcă-te doar cu energie pozitivă. Îți doresc să îndeplinească toate visele, pentru că meriți asta. Fii ca îngerașul tău să-ți păstreze iubirea și credința. Să ai rezultate remarcabile, să ne bucuri pe noi și pe cei din jur. Să faci bine, să devii o persoană demnă, să crești deștept, educat și amabil. Familia ta este mândră de tine. Tu ești un soare frumos pentru noi, cel mai dorit, drag și scump. Crește spre bucuria tuturor. La mulți ani, Vasilioc! Câteva cuvinte, uite și la cameră și zi lui Bunelu câteva cuvinte. Bunelu, mulțumesc pentru tot ce ne-ai dat. Mulțumesc, nu știam de asta, tot Bunelu, mulțumesc. Așa, bravo! Și frățiorul mai mare îi spui Bunelu ceva? Bunelu, îți mulțumim foarte mult, ne așteptam la darul ăsta absolut deloc și te așteptăm acasă data viitoare. Și te iubim mult. Te iubim mult, așa. Mamica, adaugă ceva? Mulțumim frumos pentru acest cadou, pentru acest frumos eveniment. Era bineveniți fie lângă noi la masa noastră. În orice moment te așteptăm să intri pe ușă. Mulțumim frumos. Și tăticu? Mulțumim foarte mult din partea lui tata socru. Nu m-am așteptat la asta, chiar mă gândeam, zic, cine a venit, a venit cineva, nici nu vedeam cine. Dar cred chiar că a venit tata socru la Cehie. Era trebuie și noi. Bă, da, și că poate mai mult timp cu dumneavoastră. Și spun multă sănătate și îl aștept și eu cu drag acasă, de sărbători. Așa. Bun surpriză, mi-a așteptat. Cine este la mai aici?
Opa! Ți-a plăcut surpriza? Da, foarte mult. Te așteptați să fii bunel de ziua ta, nu? Cred că a fost cea mai mare dorință când ai sfat în lumânare, da? Ai sfat în lumânare dimineața, nu ai reușit. Dar ți-ai pus o dorință oricum, da? Așa, și care ți-a dorința să fie bunelul? Ai văzut că s-a îndeplinit. Deci ce trebuie să facem? Să avem vise, că ele se vor realiza, da? Mulțumim frumos! Faci niște surprizi neașteptate și extraordinar de frumoase. Succes mare în continuare și... Ești de iepuraș? Mulțumim mult, mulțumim mult! Să vede! Să vede, nu se vede! Să vede, să vede! Da, să vede, da? Da, da! Se vede! Și în desuc se vede și aici... Da, 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 se vede, să... Matei, vrei să pui capul? Ia. Mulțumim foarte frumos. La toată lumea. Bravo. Da, 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 la toată lumea. Ce mă, să bravo. Asta. O surpriză neașteptată. Pentru nepoții. Da, da, de cârnă. Da, de cârnă. Am prins iepuri de pămpădure. Da, să-l văd și fetița. Crișma. Iar pe poartă cu numele tău spre curcubeu, lansăm un zmeu, doar tu și eu. Dar spre dimineață lasă-mă zi drag un pui de somn, indiferent un dansator.